Ne aflăm în centrul Bruxellesului, suntem pe Rue de Flandre, la numărul 33, Galeria Artis. Weekendul acesta, un târg minunat de mărțișor, târg cu artizani, cu artiști, târg de flori, târg de iubire, de mâncăruri bune și mai ales un târg al marilor, marilor creatori, al celor care iubesc primăvara și a celor care vor să aducă un cadou în familie, să aducă un cadou celor iubiți. Flori, mâncăruri, decorații pentru casă, pentru apartament. Am zis ca mărțișor, dacă tot pui nu-i un copac. Pune și fruturașul pe pământ. Târgul de mărțișor de la Artis a atras anul acesta peste 500 de vizitatori într-un weekend plin de soare, dar foarte rece în centrul orașului. Artiștii, artizanii au fost foarte încântați de întreaga ambianță, de tot ce au văzut și mai ales de schimburile pe care le-au avut între ei. Eu sunt prima dată particip ca expozant. Îmi place cum ați organizat, primirea excelentă, no comment. Ambianța, muzica, lume drăguță, numai lume drăguță, numai lucruri frumoase. Creațiile mele au fost foarte apreciate, dar din păcate nu prea au vândut. Dar să mă bucur că mă simt ca în România un pic. Sunt printre români. Și asta îmi face foarte bine. Când ești în străinătate, orice ți-aduce aminte de țara ta este important și face foarte bine la suflet. Când este marea la muzii, este și mânca la prășii. Și limita la forța, cu ochii tobe el a dat. Și când e șoc de alunel, mânduța e tot lângă el. Băi, sărăcuță, cum e ea? Eu cred că bade i-ar plăcea. Dar când-i cată vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel. Dar într-o zi n-a mai răbdat și i-a spus badea supărat. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujor în obrăjor, ai când cauți tu pricină, vrei să uiți că mi-ești vecină. Și am ținta în grădin, cecați noaptea la pârâu, cecați noaptea la pârâu. Sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici, unde am ocazia să-mi prezint creațiile mele de săpun natural, mărțișoarele făcute din costume românești, din România. Alături de fiica mea am realizat mărțișoare, ea le-am pachetat. Și suntem bucuroase că ne-am întâlnit cu mari creatori, că ne-am întâlnit și de Crăciun, ne-am întâlnit și acum. Inima mea, ai cântat și toți cu noi, pentru frumoase dragostea. La la la, 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 la la. Și fetele în primă, bără!
că sunt a patra oară la Târgul de Mărțișor de la Casa de Cultură Belgo-Română Artis și că m-am reîntâlnit cu marea familie Artis. Am creat mărțișoare împreună cu nepoții mei. Ei au cules florile, le-am presat și apoi am făcut din ele mărțișoare, care au fost foarte apreciate. Și mulțumesc Casei Artis. Sufletul este plin de energie, de bună dispoziție, de încântare, pentru că sunt lucruri frumoase, oamenii cu suflet mare, deschiși pentru comunicare și toți cei care au intrat, fie că sunt belgieni sau români, au avut o impresie de wow. Deci ceea ce în anii trecuți cred că nu s-a întâmplat. Per ansamblu, o senzație minunată, o senzație de mulțumire, de împlinire, pentru că noi ca și români putem să ducem mai departe, să aducem aici pe meleagurile belgiene tradiția noastră a mărțișorului și bineînțeles pe lângă acel micuț șnur roșu cu alb sunt foarte, foarte multe cadouri pe care le putem oferi indiferent că este mărțișor, că este ziua îndrăgostiților, dragobetele sau fiecare zi este unică, fiecare zi este minunată, fiecare zi este plină de iubire. Artiștilor participă la acest eveniment minunat și îmi plac pregătirile dinaintea acestui eveniment, cunoștințe noi pe care le facem, prietenii pe care ni facem și gazdele sunt nemaipomenite. Aici, astea două zile mi s-au părut frumoase pentru că toată lumea ne-am distrat, am mai și vândut și toată lumea a muncit. Vreau să mulțumesc Asociației Artis care ne oferă întotdeauna ocazii cum este aceasta, minunate, de a socializa, de a ne cunoaște, de a ne simți bine. Îmi place aici pentru că noi copiii putem învăța să vindem și să aici la Artis se pot face și activități pentru copii și nouă copiilor ne place foarte mult aici. Ați auzit? Este ca o directoră la școală. Da, da. Și ea și doamna ambasador se ocupă de toți românii de aici. Da, ceva în genul ăsta. Da? Da. Așa. Și voi ce faceți aici? Ia uite ce drăgălăștenie, că ai făcut-o? Da. Ambianță familiară, lucruri minunate, creatori, atât tineri cât și foarte tineri, alături de nepoți, de copii, de familie, au venit, ne-au adus astăzi o avalanșă de lucruri, o avalanșă de minuni pe care le apreciem cu toții, de la mărțișoare, la săpunuri, la decorații, la decorații de casă, de apartament. Artiștii și artizanii vin din toate regiunile Belgiei, de la Liege, de la Bruges, de la Anvers
și, bineînțeles, din Bruxelles. Este Viorica Dolea. Sunt aici pentru al patrulea an consecutiv, într-o atmosferă superbă, cu oameni minunați și încercăm să atragem cât mai mulți vizitatori care vin din ce în ce mai mulți, an de an, cu mărțișoare, cu voie bună, cu zâmbete și cu primăvara în suflet. Au fost și oameni foarte importanți la târg. Simțim că suntem foarte valoroase astăzi și este o zi minunată. Toate că nu prea se simte primăvara afară, aici înăuntru se simte mai bine pentru că este o ambianță bună, este liniște. Mă simt foarte bine aici la dumneavoastră. E o ambianță foarte plăcută. Se simte primăvara în aer. Veniți la târg. E aici primăvara și vă așteptăm cu drag. Primăvară frumoasă. Să mă simt mândră că fac parte dintre prietenii lor. Petrece și petrece în sens plagiat. Rezultatele aflării și într-o magică metamorfoză a arătării, metamorfoza prin care înregistrările vizuale Maître de Saint-Josse, donc Emir Kir et moi-même, d'ailleurs quelqu'un de très proche des communautés qui arrive à fédérer toutes les communautés de la commune, le bourgmestre. Donc il s'excuse puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre. Et donc, mais moi, chaque année, j'essaie aussi de venir soutenir l'artisanat roumain. C'est une tradition maintenant. Chaque année, j'attends ce moment avec impatience. Alors le printemps, qui n'aime pas le printemps? C'est les fleurs, c'est la renaissance, c'est la beauté, c'est les couleurs. Et donc tout le monde est content de célébrer ça. Moi, c'est vraiment avec plaisir quand j'entends qu'on commence à célébrer le printemps, c'est l'espoir qui renaît.